În minutele următoare vă invităm la o adevărată lecție despre protecția plantelor. Lectori, doi oameni foarte pricepuți și atașați de agricultură. Unul fermier, un foarte mare și apreciat fermier, celălalt un important creator de produse destinate protejării plantelor, dar și a naturii în ansamblul ei. Rămâneți alături de noi pentru că veți afla lucruri foarte interesante. Astăzi ne aflăm într-o zonă extrem de bună pentru cultura agricolă, dar ca întotdeauna specialistul trebuie să-și spună cuvântul. Își spune cuvântul nu numai în privința alegerii soiurilor pentru a le cultiva, dar și a tehnologiei pe care trebuie să o aplice, pentru că de tehnologie depinde acum producția viitoare și calitatea acesteia, având în vedere că tot ceea ce se utilizează în agricultură, pornind de la sămânță, cum spuneam, mai bine zis, de la pregătirea terenului, până la recoltare, trebuie să țină cont și de schimbările climatice. Bun găsit, domnule Gheorghe Nițu, și vă mulțumim pentru că ne-ați primit din nou la Agrozootehnica Mihăilești pentru a discuta despre temele importante și actuale ale agriculturii, nu numai românești, europene, ci mondiale. Bine ați venit în Câmpia Burnasului, aici la noi la Prunaru, unde avem un punct de lucru al exploatației agro-mihăilești. Suntem într-o platformă în care sunt culturi semănate, culturi comparative, la grâu, cu diferite soiuri, cu genetică românească, dar și cu genetică de afară. Genetică românească, ați spus genetică românească. Eu sunt cu sufletul la români, sau mai bine zis, la cercetarea agricolă românească, cea mai rămas din ea acum în anul de grație 2019, și sunt convins că și dumneavoastră ați crescut ca specialist cu genetica românească, evident văzând ceea ce se întâmplă nu numai în Europa, ci chiar și în America. Cu adevărat, așa e ce spuneți dumneavoastră. Tot traseul meu profesional a început în urmă cu 54 de ani de activitate, în 65 mai precis, când am intrat în agricultura fostă de stat, în ferme, unde am învățat de la mari dascăli, atât cei din producție, cât și cei de la catedră, de la care ne prezentau lucrurile practice. Și am cultivat soiuri românești, cu genetică românească, soiuri din spațiul sovietic, ucrainiene, bezostaia și alte soiuri, cu calități deosebite. Sigur că pe parcurs tehnologiile s-au îmbunătățit, știința a avansat, în fiecare an au apărut soiuri și hibrizi diferiți și oricum românii n-au rămas deloc în jos, pentru că soiurile românești au probat nu numai în țara noastră, dar și în alte spații și sămânța aceasta e foarte bine căutată. Dar nu numai. Am cultivat tot timpul și am căutat să învăț încă de când eram brigadier șef de fermă să ai culturi comparative pe suprafețe mici pentru a ști la anul ce să-ți alegi. Sigur, nu alegeai numai tu singur. Aveai inginer șef, erau directori care examinau, dar tu trebuia să înveți că dacă azi ești șef de fermă, mâine gândești să fii altceva și uite, din aproape în aproape, am ajuns și în capitalism, ne-am privatizat pe niște legi speciale și ne-am luat soarta, cum să spunem, mâini, cum spune românul, și ne-am cumpărat pachetele majoritare cu salariații și mergem mai departe. Da. Domnule Gheorghe Nițu, ați amintit și mie mi-e drag să spun asta de fiecare dată, cum am amintit și ceva mai devreme, de faptul că soiurile românești niciodată nu au fost mai prejos, ca să zic așa, de cele din alte țări ale Uniunii Europene, pentru că de acolo au ajuns la noi multe, din Franța, Germania, în fine. Ideea este că soiul românesc niciodată nu va trădat, ca să zic așa. Cred că am folosit cuvântul care este sugestiv pentru ceea ce înseamnă producția constantă a soiurilor românești, indiferent de climă. Bine a spus dumneavoastră. Ele sunt bune în orice perioadă și pot să spun cu experiența pe care am dobândit-o în acești ani că niciodată, dar niciodată, indiferent cât vor da cele de afară, producție, nu o să mă las de cele din românești. În primul rând, că au niște calități de panificație excepționale. Nu pot fi bătute de cele de afară nici cum. La producție, da, 2, 3, 4 tone să obțin. Ne-a demonstrat și mie aici, în loturi, dar și pe suprafețe mai mari. De aceea, în fiecare an, când încep să stabilesc structura soiurilor, pornesc de la cu 5-6 în față românești
ca structură, după aceea celelalte cu genetică aproape de spațiul nostru, ameliorate. De exemplu, soiul din spațiul Austriei, din spațiul german, dacă căutăm să fie aristate. Avem și nearistate, dar cele cu foarte, foarte timpurii, care de fapt se confundă cu perioada de vegetație a orzului, ca să nu avem acele fluctuații, știți noastră, nu poți să mergi cu tunul, trebuie să ai, să lucrezi echilibrat pentru a avea o balanță de venituri așa cum trebuie, nu spectaculoasă într-un an, 8-9 tone și în al doilea an ești pe jumate. Domnule doctor inginer Gheorghe Nițu, aminteam la începutul dialogului nostru de soiurile românești și aici ați luat câteva spice, care eu le-am numărat așa după priceperea mea de nepriceput, ca să zic așa, 10 etaje. Evident că există soiuri de grâu și cu mai multe etaje, dar se spune că la un spic de grâu... Într-un spic de grâu sunt mai multe spiculețe. Așa. Și sigur, aici dumneavoastră bine ați precizat că nu întâmplător mergeți de colo-colo și prin inteligența pe care o aveți, o să faceți până la urmă și facultatea, că treceți de la un inginer la altul și... Unii spun în ziua de azi că facultatea nu mai e o problemă. Nu e chiar așa. Cine nu merge pe carte și pe tehnologie, cu întâmplare nu avem niciodată succes. E important să-ți placă. De educație, de ce să mai da, IQ-ul fiecăruia și de felul de a învăța în fiecare zi. Aici avem niște spice sănătoase, o plantă cu aparat foliar extrem de bogat și datorită programelor de protecție, fitosanitare, nutriție adecvată și aici sunt 55, 60, 65 de boabe, sperăm să fie foarte sănătoase, au procent de 80-90% format. E un soi de genetică de proveniență românesc. Vom fi, zicem noi, foarte mulțumiți. Încă se acumulează și vom avea, apreciem că vom avea boabe mari și de calitate și în fiecare speculez 3 și poate și 4. Ați adus lângă dumneavoastră tineri, tineri fermieri cu suprafețe nu extraordinar de mari, dar care își doresc să învețe tehnologie. Bine ați precizat, ei reprezintă viitorul nostru. Noi trebuie să asigurăm ștafeta, viitorul, agricultura de mâine, pe mâna cui o dăm? Pe mâna celor pasionați, celor care au o dorință, nu de a face o școală, să meargă în altă parte, să adune căpșuni și eu știu alte fructe, ceva, o activitate accesorie inferioară pregătirii lui. El trebuie să fie pregătit în domeniul pe care și-l iubește și cu drag și iubirea de glie, iubirea de pământ îi aduce succes. Dar el pentru asta trebuie să parcurgă de mic, din frage de copilărie, să meargă în câmpuri, să vadă ce fac adevărații fermieri, cum am făcut și eu la vremea mea, dar atunci aveam niște programe. Acei țăran, că sunt fiul de țăran, ne dădea și nouă un program acasă. Nu puteam să, cum se spune, taie frunze la câini. Eu aveam de pildă să tai, cum se spuneau ei, burian pentru vacă, să duc oile, să duc la păscut și așa mai departe. Deci era o diviziune a muncii. Acum nu putem sta toți numai pe calculator. Că digitalizarea o fie bună, e foarte bună, dar fără specialist în mijlocul ei, care să spună pe ce buton apeși, s-ar putea să dai invers. Noi, de fapt, venim după un an cu secetă, 2 luni jumate, chiar 3 și 3 jumate în alte zone și noi am avut în această zonă și e un miracol cu acest grâu care e o plantă miraculoasă, n-am spus eu, au spus-o mari învățați, dascăle pe care am avut la universitate și care au trecut de mult cărțile lor peste ocean și citesc alții pe ele și aprofundează această știință, că noi avem o știință agronomică foarte adevărată. În cariera mea, până în prezent, am întâlnit 3 ani din aceștia la care plantele au răsărit în primăvară, de unde aproape se zice că e grâu de primăvară. Ci aici, numai bunul Dumnezeu, nu puteam. Noi ne-am aplicat tehnologia, dar să ai așa ceva, acum, cu frunze de la bază până sus, la spic, toate fără insecte pe ele, polifage, fără agenți patogeni, e un miracol. Și faptul că acest grâu a înfrățit în primăvară, iarăși este o problemă. Ai că cele de afară înfrățeau în primăvară, dar și ale noastre au înfrățit în primăvară și practic densitatea pe care noi, niciun agronom, vă spun, dar niciunul, lângă noi e o stațiune aici, condusă de oameni competenți și ei și-au dat seama și învățând de la unul la altul, mergând, și-au dat seama că practic densitățile s-au completat și au ajuns la parametrica. Sigur, talia e mai mică, dar aici vorbim de niște spice sănătoase și așa mai departe.
Sigur că această particularitate anul ne-a impus și nouă să facem niște tehnologii adecvate. De exemplu, la programul de nutriție l-am dat în 3-4 faze, pentru că la început planta era debilă, 2-3 rădăcinoare, nu era viguroasă și noi am aplicat șargele de îngrășământ industrial pe faze, tocmai pentru a pătrunde, odată cu dinamica sistemului radicular în profunzime, încât să avem în complexul coloidal concentrația maximă încât planta să fie bine hrănită. Concomitent cu acesta, am luat și niște îngrășăminte foliare cu mai multe microelemente, tot mai pentru a spori vigoarea și planta să dea un spic sănătos și mai departe. Urmărim paralel pe fenofaze aplicarea preventivă a bolilor să le combatem și totodată a insectelor, că nu numai trebuie să dai odată când pentru Eurigaster. Până atunci sunt încă 2, 3, 4 tratamente care trebuie să distrugă aceste insecte polifage. Și știm ce se întâmplă și cu bolile foliare. În bolile foliare sunt lucruri foarte importante. E greu să știi ce se întâmplă în frunză, dar trebuie să aprofundăm această știință. Pentru că dumneavoastră știți ce se întâmplă. În spatele unui soi de grâu sunt nu prea multe gene, sunt vreo 40.000 din ce spun cercetători. E, pe astea trebuie să le așezi. Unele pentru rezistență la rugină, unele pentru rezistență la septorioză, altele pentru talia plantei, altele pentru productivitate. Iată că ne trebuie mai mult din acesta ca să facem față la acest lucru. Noi trebuie să învățăm că trebuie să alegem acele molecule deștepte, inteligente, pentru că septorioza, o boală extrem de importantă și păguboasă pentru grâu, ajunge să provoace pagube până la 50%. Și au devenit aceste agenți rezistenți la grupa triazorilor, la striburilor urine și noi am aplicat niște substanțe tebuconazol cu proticonazol, am zis noi eficiente, cu o perioadă de control mai lungă și foarte flexibilă. Domnule doctor inginer Gheorghe Nițu, aici la Agrozootehnica Mihăilești amintești ceva mai devreme de un lucru extraordinar, aș spune. Pentru că sunt multe dintre bolile și dăunătorii pe care îi aminteați și care afectează în cazul de față grâul, pentru că ne aflăm într-un lan de grâu frumos, așa cum ați amintit și dumneavoastră ca specialist, dar și pentru noi ca nespecialiști sau, mai bine zis, ca reporteri de specialitate, ne place ce vedem. Aminteați de aceste boli. De foarte multe ori s-a discutat despre faptul că, așa cum se întâmplă și la om, tratamentul trebuie efectuat preventiv sau este mai bine să previi decât să combați. Iar în cazul plantelor, de cele mai multe ori, spuneți tot dumneavoastră specialiștii, dacă ai ajuns să intre boala, este mai greu să o combați, ca și la om de altfel. Bine a spus punctul pe ei. Prevenția este. Deci de aceea controlul lanurilor trebuie să fie zilnic. Practic de oră în oră se întâmplă. Vedeți dumneavoastră, schimbările climatice aduc mari probleme, noi provocări și noi trebuie să fim în câmp să intervenim la timp, nu post, ci preventiv. Deci prevenția neapărat și alternând substanțele, moleculele respective pentru a controla cât mai eficient și cât mai complet acest spațiu legat de agenții patogeni, de aceste ciuperci care ne tot timpul ne sâcâie și trebuie să le dăm la o parte. De multe ori cei care trec și văd că se efectuează tratament, domnule, ai vreo boală? N-am nicio boală, nu evoluează nimic, cultura e sănătoasă. Atunci de ce tratez? Păi tratez pentru că trebuie să previn. Preventiv, așa este. Da. Și am început când nu erau instalații. După aceea am făcut așa încât la ora actuală să pot citi ce vorbesc eu teoretic pe aceste plante care de fapt nu prezintă niciun semn că ar fi avut ceva, deși ele lucrează. Au lucrat, dar noi am fost atenți să le ținem la locul lor, să planta să hrănească omul. Deși în toamnă discutam la momentul semănatului și vă întrebam atunci, domnule Gheorghe Nițu, că aici la Agrozootehnica Mihăilești, vorbim aici de două lucruri, de două județe, de fapt. Vorbim de Ilfov, Giurgiu, Teleorman, da, și așa mai departe. Deci, în această zonă n-a plouat. Culturile n-au răsărit așa cum ar fi trebuit să răsară. Și totuși, Dumnezeu a avut grijă. Dumnezeu a făcut totul. Hai să fim serioși. Ele au început să răsară în luna februarie și pe parcursul lunii martie. Pe toți ne-a îngrozit. A fost niște pierderi la urs mai mari, 8-10%,
dar a completat răsărirea cu apa care a venit și au și înfrățit, un fenomen fantastic. Iar vizarea, de fapt, s-a făcut în bob și nu planta răsărită, cum se făceau în majoritatea anilor. Și am spus, e un an cu totul special. Practic, bunul Dumnezeu a făcut ca aceste lanuri să arate sănătoase și noi trebuie să fim atenți să gestionăm cum trebuie aceste recolte. De multe ori am discutat în emisiunile noastre împreună cu dumneavoastră, domnule doctor inginer Gheorghe Nițu, de ceea ce înseamnă produsul de calitate, adică produsul sănătos, care să nu afecteze sănătatea omului, pe de o parte. Pe de altă parte, discutăm întotdeauna de produsele care să vină în sprijinul omului, în a-l susține în toate funcțiile lui, normale. Și asta o știți și dumneavoastră foarte bine. Tocmai de aceea, întotdeauna când utilizați produse de protecție a plantelor, cum ați amintit ceva mai devreme, ele trebuie să fie, în primul rând, prietenoase cu mediul și, în al doilea rând, să nu ne afecteze pe noi la momentul recoltării. Tocmai de aceea nu se dau anumite produse cu câteva zile înainte de recoltare. A, bineînțeles, aceste lucruri se cunosc și își faci rău singur, nici nu mai poți, calitatea va învinge, se va face o selecție riguroasă. Eu le spun la români să consume de la noi din țară, nu numai că sunt patriot. Noi avem cea mai mică cantitate de îngrășăminte și de pesticide folosite. Una că suntem deștepți, al doilea suntem prea sărași să dăm pe cantități mari. Cât folosește Olanda? De 30 de ori, 40 de ori mai mult decât noi. Câte îngrășăminte a dat până acum? Păi la noi combinatele s-au tăiat în veselie, s-au dat la fier vechi. Nu mai avem cum. La medie, poate vom avea vreo 70 de kg substanță activă pe total. Dar la alții au depășit de mult 5-600 kg substanță activă. De aceea au fost ei nevoiți să ia pentru înverzirea agriculturii o nouă înverzire, pentru că le se poluase râurile care le parcurg statele respective. Încă noi mai avem posibilitatea, datorită acestor cantități reduse, să mâncăm sănătos. Dar încă o dată spun, trebuie să mâncăm din spațiul nostru unde ne-am născut și am crescut. Este extrem de important. Bun găsit, domnule Ioane Noiu, aici într-un câmp experimental, unde dumneavoastră împreună cu compania pe care o conduceți, Naturevo, realizați performanță cu Flexitec Agro. Iată un lucru, un cuvânt, așa, care pentru specialiști spune mult, pentru nespecialiști poate nu, doar așa sună un pic SF. Flexi, adică flexibil, nu? Da. Flexitec Agro, de fapt, este un primul concept pe care l-a lansat Naturevo undeva prin anii 92-93, prima dată, și pe care îl readucem în atenția fermierilor, pentru că mai mult ca niciodată el își demonstrează valabilitatea. Ultimul concept pe care noi l-am lansat anul trecut a fost Evoclima, dar care este, de fapt, o componentă a lui Flexitec Agro. Când vorbeam despre Evoclima, ne refeream la schimbările climatice. Acum vreo 2 ani, când noi am arătat ce se poate întâmpla, începeam prezentările pentru fermieri cu furtuni, cu trăsnete, tunete, ploi puternice, vânt puternic, și după aceea arătam că la un interval de apare secetă, apare pământ crăpat și așa mai departe. Și spuneam că noi suntem într-o oarecare măsură pregătiți să răspundem acestor provocări, acestor schimbări climatice. Anul trecut știți foarte bine că a fost o secetă pronunțată și producția agricolă a fost afectată foarte grav din cauza multor elemente climatice ce s-au întâmplat pe parcursul vegetației. Dar și mai rău a fost că în toamnă a fost atât de secetă încât mai mult de 60% din rapița semănată s-a întors, pentru că nu a răsărit sau a răsărit foarte puțin, iar culturile de cereale, cel puțin în sudul țării, până undeva către Ardeal, că în Ardeal s-a întâmplat să fie, mai fie ceva precipitații, dar și estul țării Moldova, practic nu au răsărit culturile pe parcursul toamnei. Ele au răsărit pe parcursul iernii. Și chiar și aici la Prunaru, în sud, unde ne aflăm acum. Unde ne aflăm acum, răsărirea a început după 1 februarie. Și de atunci am luat imediat măsura de a stimula, imediat ce au apărut plantele, de a stimula
creșterea mai rapidă, de a stimula formarea unui aparat radicular și de a stimula înfrățirea, pentru că de obicei, și mai ales la soiurile românești, dar și la celelalte, este bine să avem o înfrățire din toamnă. De unde înfrățire din toamnă dacă nici măcar n-a fost răsărire? Și atunci am apelat la o variantă foarte bună, deloc agresivă pentru plante, să stimulăm rădăcinile cu rutip basic, să stimulăm creșterea apicală și formarea nodului de înfrățire cu cherafol și, de asemenea, să venim cu ceva pentru ceva azot care să se asimileze direct de către partea foliară cu bas foliar 36 extra. Nu-i mai puțin adevărat că noi aveam sămânța de la început tratată cu o altă combinație foarte subtilă și foarte importantă care să mențină viabilitatea embrionului pe o durată foarte mare și să o protejeze de bolile din sol, nu numai de bolile de la suprafața seminței. Și acea combinație pentru tratament sămânță a fost un produs de la Nufarm, că noi anul acesta am făcut platforma aici împreună cu produsele de protecție a plantelor de la Nufarm, care a fost deci pentru tratament sămânță, la care s-au adăugat cele trei produse, zicem noi, magice de la Naturevo, Rutip, Cherafol și Fighter Fos. S-a dovedit că am făcut bine ceea ce am făcut, că a început creșterea. Într-o lună și jumătate deja aveam între 3 și 7 frați care, atenție, au crescut uniform. Nu au crescut un frate, unul sau doi frați principali să crească mai repede și ceilalți să crească mai puțin. Ei au crescut toți odată. Îndoiala a fost dacă vor fi fertili. Din partea multor specialiști. Și noi am spus, dacă nu sunt fertili la noi, vom face să fie. Și am făcut să fie. Dar ei, în general, sunt. Nu sunt atât de mari, în general, dacă vă uitați în alte culturi, unde s-au făcut alte tratamente, nu sunt toți, spicele nu sunt la toți frații la fel de mari. Sunt la tulpina principală sau eventual la al doilea frate comparabile, dar la celelalte, la ceilalți frați, spicele sunt mult mai mici. Aici, dacă vă uitați, spicele sunt uniforme. Evident că după aceea am avut de făcut față unei presiuni de boli fantastice, pentru că a fost rece, a plouat continuu. A fost rece până cu o săptămână, dacă stăm așa să ne gândim bine, luna mai rece. Foarte mare, presiunea de boli a fost acolo. Deci, plus diferență foarte mare de temperatură între noapte zi. Iarăși, aceste lucruri foarte bune pentru boli. Și atunci a trebuit să adaptăm iarăși programul pentru a ne feri să apară bolile. Dar nu am luat în calcul numai fungicidele clasice pentru a ne apăra de boli, ci am luat în calcul și o seamă de produse care măresc rezistența plantei, deci generează din interior rezistență, ca și când ar fi soiurile mai rezistente la boli. Și aici este de referință produsul Copfort, după aceea este de referință iarăși produsul Cherafol, care vine și prin aportul lui de aminoacizi specifici dă voie să se facă și diferențierea spicului și diferențierea celorlalte țesuturi. Ce altceva? Deci mai avem iarăși un produs nou, Wet Seed, care vine și preia produsele și le transferă și către bază, astfel că acum, dacă vă uitați foarte atent aici, veți vedea că frunzele de la bază până sus sunt verzi. În general, la ora actuală, pe 15-20 de centimetri de la bază nu mai există frunză decât galbenă, sau afectată de vreo boală. Afectată de boli și stopate bolile eventual, dar nici măcar aici nu găsiți nicio infecție sau foarte rar, dacă găsiți pe undeva acolo unde au fost niște soiuri foarte sensibile, mai găsim câte o infecție. Ceea ce însă a fost foarte clar și am spus-o de la început și mulți nu m-au crezut, cum spuneți, unii mă mai cred și visători, alții cred că sunt un negustor foarte bun și vreau să-mi vând produsele și de aceea îi previn asupra unor aspecte. Am spus de la început că va fi un atac foarte puternic de musca cerealelor. Ori musca cerealelor de obicei atacă frații tineri. Cum acum, în primăvară, abia au răsărit culturile, toți frații erau tineri. Și dacă nu s-au luat măsurile de rigoare... Preventiv.
Și mai ales preventiv, pentru că atacul de muscă acum s-a întins pe perioade. Astăzi, două zile era cald, după aceea era frig. În zilele călduroase ataca musca, după aceea dispărea, se ascundea. Iarăși când era cald, iarăși apărea, iarăși depunea ouă sau ataca și iarăși se ascundea. Ei, în aceste faze trebuia de la început și am spus, atenție, nu vă mai duceți cu produse de contact. Majoritatea fermierilor și nu numai fermierii, de multe ori și firmele recomandă produse de contact. Ori produsul de contact după câteva zile și-a pierdut efectul. Dacă el a avut efect atunci când, dacă ai prins un zbor cât de cât, a avut efect 5-10%. Restul muștelor au apărut mai târziu și atunci iarăși efectul a fost foarte slab. De aceea întâlnim astăzi în foarte multe părți îngălbeniri majore, sau deja nu mai este îngălbenit, ci este uscat. Sunt zone petece uscate unde au fost atacuri în vetre de muscă și deci unde s-a pierdut foarte mult. Și mai mult decât musca, și mai grav decât musca, este o insectă așa de mică și nebăgată în seamă. Nebăgată în seamă și se numește tripsul. Tripsul astăzi în sudul României fură între 20-30% din producție, din cantitate. Dar când ne referim la calitate, este și mai mult. Pierderea este mult mai gravă. Și prima dată, el înțeapă și sterilizează spicele. Da? A doua oară, larvele de trips intră în spic și încep să sugă aminoacizii și proteinele. Practic, un grâu în care un fermier a dat 400 de kilograme, 500 de kilograme de îngrășământ brut cu azot, nu are proteină. Și fermierul se întreabă, domnule, de ce? Pentru că eu am dat atât azot și grâul nu are proteină. Păi, tripsul suge aminoacizii și proteinele și excretă, atenție, că mai urmează ceva în lanț, excretă hidrați de carbon. Care hidrați de carbon în interiorul spicului sunt hrană pentru fuzarium, altă boală care fură de la jumătate de tonă la o tonă. Este un dușman nevăzut atunci când nu ai suficientă umiditate ca să se manifeste la exterior. Dar în interior el tot consumă. Lucrează pentru care cu ce? De la început, dacă nu ți-ai combătut tripsul cum trebuie, trebuie să fii sigur că ai fuzarium în interior. Dacă au apărut și condiții de umiditate, buiește fuzarioza și în afară, dar dacă nu ai, ea lucrează în interior, dar lucrează nu numai în sensul că este acolo. Tot fură 500-1000 de kilograme de grâu la hectar. Și uite așa, dintr-un grâu care ar putea să-ți dea 7-8 tone, obții 5 și din 5 calitate proastă și așa mai departe.